dăm importanță, ca să fiu mai scurt, să nu vă ținem foarte mult, importanță, pot să spun, deosebită acestor momente. Cinstim atât cât putem și o facem din suflet și o facem de mult persoanele care au luptat mult pe frontul vieții, dacă vă pot exprima așa, și care au împlinit o frumoasă vârstă ca perioadă de căsătorie neîntreruptă și noi spunem la cei pentru 50 de ani nunta de aur, la 60 de ani nunta de diamant. N-am trecut pe nimeni cu vederea și ne dorim foarte mult să fie cât mai mulți în situația asta. Nu mai sunt vremurile de atunci, acum sunt și altele, cu merg și fără acte, merg și, mă rog, sunt alte vremuri. Dar ne asumăm și ne aliniem la vremurile pe care le trăim. În contextul acesta, ne-am pregătit să omagiem momentul cu dumneavoastră care sunteți astăzi și care împliniți acești frumoși ani de căsătorie neîntreruptă. Erau mai mulți decât suntem aici, dar probabil timpul sau poate alte probleme i-a reținut și n-au putut să fie prezenți, dar vom sta de vorbă, vom lua legătura și cu dumnealor, chiar dacă cu cei care nu sunt, chiar dacă nu sunt aici. Acum câteva în primărie, absolut categoric, vă spun, și așa este și normal, puteți să vă informați, nu se face politică. Nu vorbim politic, vorbim numai cetățenate, probleme edilitare și altceva care ne privește ca și comunitate. Vreau să vă spun că, întâmplător sau nu, avem această întrevedere în perioada premergătoare sărbătorii a evenimentului care pentru noi înseamnă și pentru toată lumea zilele orașului. A 15-a aniversare, orașul își serbează ziua în preajma sărbătorilor sau cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Constantin și Elena. În sensul acesta, ne-am pregătit într-un mod care să dea și un aspect de voie bună, fără niciun fel de exagerare. Așa se întâmplă peste tot în lume când sunt astfel de sărbători, orașe, comune din România. Ne-am pregătit cu niște spectacole, cu, eu știu, am acceptat niște petreceri, să nu le spun chiar așa, deși ziua în sine înseamnă foarte mult din punctul ăsta de vedere, în sensul că am acceptat pentru 4 zile și niște terase unde cetățenii pot să servească și o bere, cum este și firesc, este nevoie și trebuie. De asemenea, în spectacolele acestea și evenimentele care premerg sau care sunt organizate cu ocazia zilelor Piteștiului, cuprind manifestări pentru toate categoriile, pentru toți cetățenii, pentru cât mai multe gusturi. Adică să împăcăm pe toată lumea în sensul că avem spectacole de muzică populară, avem spectacole pentru copii, avem spectacole sportive, avem filarmonică, avem și un spectacol pentru tineret, pentru cei tineri sau pentru că își doresc foarte mult, cu o formație apreciată, iubită, coreografă, sâmbătă seara. Și în contextul celor spuse, vă invităm să fiți alături de noi, de noi, nu ca persoane, de noi, eu știu, ca primărie, dar nu neapărat, noi între noi ca cetățeni, pentru că primăria este și noastră. Numai că noi temporar sau ocazional, sau nu știu cum vreți să-i spuneți, eu știu, răspundem, avem responsabilități, conducem orașul în contextul legal existent, evident, pentru că vremurile sunt vremuri la ora asta, sunt vremuri. Și nu ne este deloc ușor. Răspundem pentru tot ce facem și dacă ne-am asumat să fim aici, și la bine și la rău, trebuie să fim, să răspundem și să
încercăm să facem cam ceea ce își doresc oamenii. Avem multe investiții, dacă ați avut, eu știu dacă le-ați văzut prin conferințele de presă, le-am pus și pe site-uri. Am semnat multe contracte pentru reabilitarea, că aici sunt, cheltuiesc foarte mulți bani, reabilitări de străzi și bani în infrastructură, dar vă spun, costurile sunt uriașe. Nu le stabilim noi, că nu avem voie. Le stabilesc specialiștii care, prin concurs, câștigă licitații și spun, strada asta te costă atât, aia te costă atât și mai departe. Dau un exemplu. Strada Eroilor, care s-a făcut acum 13 ani, a costat puțin peste 1 miliard. Acum e aproape 20 de miliarde. Incredibil. Strada Banatului, o stradă atât, sau știu eu, bun, cu configurația lor, cu proiect, tot 20 de miliarde. Nu-ți vine să crezi. Nu știu unde să ajungem. Numai în ultimii ani, costurile cu munca, cu forța de muncă, care sunt din ce în ce mai mari, iar forța de muncă din ce în ce mai puțină, au crescut extraordinar. Și din banii pe care îi ai, pentru că răspunzi, acum avem curtea de conturi aici. Și ne controlează toată lumea. Și asta este, este foarte bine. Important este să facem ce trebuie și să fim în legalitate maximă. Interpretări sunt de toate felurile, dar responsabili ești pentru tot ce semnești, pentru tot ce faci. Și am pornit aceste acțiuni, care ar trebui cât de repede. Nu lasă ploile, de exemplu, acum de vreo două săptămâni, să facem niște marcaje pe zone important amenajate, cum ar fi Târgul din Vale cu Maior Șonțu, este aproape finalizată zona și n-am putut să facem niște marcaje. N-am putut pentru că trebuie să fie perfect, plus că trebuie să fie niște temperaturi adecvate pentru această operațiune. De altfel am terminat și Calea Drăgășani, am terminat și Ștefan Coci și altele. Pe lângă exercițiu, Războieni, vorbesc de Calea Câmpurul, străzi importante pe care le-am făcut în ultimii ani, dar costurile sunt pe măsură. Cu toate acestea, am ținut să nu mărim taxele și impozite cu niciun leu. N-am pus niciun leu acolo, deși banii ne-ar fi foarte, foarte bineveniți. Dar nu rezolvăm mare lucru cu niște impozite pe care să îi împovărăm pe oameni. Nu facem treaba asta. N-am crescut costurile la niciun tip de serviciu. Și vă spun numai la transportul de călători. Suntem din 2009 pe 2 lei, plătim 2 lei pe călătorie, plătim subvenție foarte, foarte mare. Preferăm să plătim această subvenție ca să asigurăm transportul de persoane, că circulă mai ales persoane nevoiașe. Copii, persoane vârstă, că restul au trecut la volan. Putem ce e orașul bubuie de mașini. Așa, dar nu vom mări aceste costuri. Orașe importante din țară aproape că au dublat costurile. 50 de bani puși acolo ar fi bineveniți, vă spun teoretic. Dar lucrul ăsta nu se va întâmpla. Am dat niște exemple. Ce să vă spun? Să sperăm că o scoatem la cap cu bine și să sperăm că, eu știu, ne va fi bine până la urmă, că acesta este dezideratul. Nu înainte de... O să trecem la treabă. Nu înainte de a vă mulțumi că sunteți prezenți. Vă dorim viață lungă, să fiți sănătoși și vom încheia destul de repede. În același timp, sărbători fericite pentru cei care aveți Constantine, Elene și nume derivate din aceste... din aceste nume, să fiți bucuroși și sănătoși. Doamna Fericea și domnul Virgiliu Șerban. Domnul Șerban, asta e pentru dumneavoastră. Scrie 60 de ani, e semnată în regulă, puteți să o, este autentică. Da. Avem o diplomă și pentru doamna. Mulțumim. Și de asemenea încă o diplomă pentru doamna. Mulțumim. Cu sănătate și bucurie mulțumim din partea noastră. Mulțumim. Da. Domnul Miron Dumitrescu, mare om la viața dumnealui, să fii sănătos și dumneavoastră. Mare om la viața dumnealui și ca fapte și ca om. Domnul Dumitrescu, 60 de ani, o viață de om. Eu am avut onoarea să vă știu, n-am fost foarte apropiat, că eram fiecare cu ale noastre, dar oricum am responsabilitatea să vă spun că ați fost și sunteți un om deosebit. Aceasta este diploma pentru dumneavoastră. Noi vă dorim să ne depășiți. Ce vrea Dumnezeu? Știți că Dumnezeu da. Ne aduce într-o anumită ordine și ne ia păsărite. Acum, evidența e acolo, sus. Da, aia adevărat. Diploma asta e tot pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și un buchet de flori pentru dumneavoastră, sănătate mulțumesc. Și bucurii să fiți sănătos. Da. Am împlinit 60 de ani de căsătorie. Am trecut prin multe și bune și rele. Și
N-am înțeles foarte bine. Poftim? Inițiativa este foarte frumoasă. Am fost și la 50 de ani, tot la dumneavoastră, am serbat și foarte bine că se gândește și la noi cei mai în vârstă și suntem fericiți că am putut să participăm. E bine venită sărbătorile acestea două. Dar era bine să fie făcut și mai o vârstă mai târzie. Păi să ajung mai târziu. Sunt la 70 de ani. Un eveniment foarte frumos, plăcut. E pentru prima dată când participăm la așa ceva familia. Deci ne-am simțit extra, ca la tinerețe. Ca la tinerețe, ce pot. Mulțumim domnului primar pentru că ne-a invitat și ne-a decorat așa. În continuare, ce să dorim sănătate la toată lumea și toată lumea să ajungă cum ajungem și noi, o familie fericită și o familie... Ce doriți la mine? Multă fericire, sănătate multă și bucurii. Să urmeze sfaturile noastre la bătrâni, să ajungă și ei la 50 de ani. Părinților și să ajungă oameni mari, cu bucurii, cu respect pentru familii și pentru toată lumea.